Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim despre vacanță un pic. Hai. Că a trecut atât de mult timp de la ultima vacanță, încă nu știu ce ne facem. O companie lansează croaziera care nu se termină niciodată. Croazieră pe mare, pe oceane, și oamenii își vând casele ca se înscrie. Știu pe cineva în România care are case de 5 croaziere fără sfârșit, mai nou și place cu bărcuța și are deja costumație. Da. Are pantaloni, da, are curelușa albă, da, da, da. Poate să se umble, poate să se plime pe punte pe acolo, toată ziua, bună dimineața. Cât mandat mai are anul ăsta? Când și anul viitor. Sunt alegeri. Ce anul, contează nu? Cât mandat? Ce contează? Să știm când pleacă. Ce a fost? A fost? Ce mai e? Mai e? Ce contează? Oricum e la fel. Mai are un sezon de schi. Da. Da, dar vezi că nu mai e zăpadă așa. Se duce la i-au stricat ăștia sfârșitul de mandat cu schimbările climatice. Bine, deci revenim. Croaziera asta, totuși, croaziera fără sfârșit se termină după 3 ani. Ăștia cu marketingul, nene. Compania se cheamă Life at Sea Cruises, viața pe mare. Speranța, totuși, a companiei e că oamenilor o să le placă atât de mult că vor dori să se plimbe tot timpul cu vaporul. Deci cât costă? Pe site-ul firmei scrie așa: prima croazieră mondială la un preț rezonabil, all-inclusiv, începând de la doar 77.026 de dolari pe an. Bine că e ieftin, bine că e ieftină. Cum așa mai ia 26 de dolari, nu înțeleg? Da, e meschină. Pentru cameră dublă se acoperă de banii ăștia 130.000 de mile pe toate continentele și 140 de țări, 382 de porturi. Se mai cere și o garanție de una 200.000 de dolari. Deci distracția costă 3-400.000 de dolari în sus pentru 3 ani. All inclusiv, dar sper că-ți dau, adică da-ți dau băuturi locale sau ce știu cum. Cursa inaugurală programată la 1 noiembrie la Istanbul. Mai sunt locuri dacă vreți. De ce râzi, mă? Mi-a venit în cap amenința, berea bulgărescă. Da. Acum e băutură locală în funcție de unde ajunge. Pe asta. Da. Pe asta. Deci ca să înțelegeți cum e treaba. Nu cumperi o croazieră de 12 zile sau 6 zile sau cum se mai cumpără. Corect. Practic te-ai urcat pe barcă, le-ai dat banii și asta e. 3 ani umbli pe mare, nu te mai oprești niciodată. Dacă îți place, mai dai 3-400 de mii, mai bagi odată, știi? Mai bagi, mai bagi 3-400 de mii de fise, mai mergi 3 ani și tot așa. Nesfârșit. Da. Dacă ai bani și n-ai stare și îți place pe bărcuță, înțelegi? Și n-ai rău de mare. Și ai costum alb și n-ai costumație, unde poți să folosești costumație albă? Bravo, mă. Înțeleg că nu e așa problemă cu rău de mare. Lasă-mă rău de mare. Hai să rămânem la costumație. Rău de mare acum, asta este problema. Da, cureaua albă e problema. De ce ai o costumație? Tricoua și polo alb, pantaloneași albi, tenisi albi, ciorăpei albi, șireturi albe, curelușa ai și, băi, ai și curea albă. Și îți place să te plimbi cu bărcuța, se vede clar că îți place. Ce faci tu cu costumația aia? Cât poți să te plimbi? Unde să te duci aici? Unde? Te duci pe Herăstrău? Unde? Te duci cu costumația albă. Nu te interesează și pe tine să-ți iei, mai ales că ai atâta timp liber. Poți să începi de pe 1 noiembrie. De... Nu se prinde nimeni. Mă, nu se prinde nimeni, domn președinte, că ai plecat pe cuvântul meu de onoare. Te duci la Istanbul, te urci pe barcă, folosești costumație albă. Are, are două mandate, nici nu trebuie să mai vină la anul pentru alegeri noi, deci da. Poți să rămână acolo. Mai pui pe Facebook din când în când, aveți grijă la căldură, dragi români. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.